Automobilismul românesc retrăiește un moment legendar. La 30 de ani după primul finish românesc cu o mașină Dacia 1310 în campionatul mondial, un pilot autohton se întoarce în raliul Acropole. Ajuns la 63 de ani, triplul campion național Ștefan Vasile revine în Grecia la volanul unei Dacia 1310 istorice, o replică a celei cu care câștiga un loc pe podiumul clasei 1300 în 1985. La inițiativa Federației de Automobilism Sportiv și a Retromobil Club România, mașina a fost reconstruită cu elemente originale, pe baza pozelor de arhivă puse la dispoziție de pilot. În spatele proiectului stă chiar un grec, Georgios Ladopoulos. M-am gândit că ar fi un proiect foarte frumos la 30 de ani să retraim această experiență mergând cu același mașină, același pilot, la același raliu, ca să sărbătorim această reușită care cred că îi aparține lunea Fane într-o mare proporție. Raliul Acropole este organizat încă din 1951. În 1985, trei mașini Dacia 1310 parcurgeau în premieră și totodată pentru ultima oară cei 2296 de kilometri pe drumuri accidentate de macadam. Ștefan Vasile și Ovidiu Scobai se clasau atunci pe locul 25 la general, deși mașinile rivalilor aveau motoare și de 4 ori mai puternice. A fost ca de fiecare dată foarte greu raliu, dar am reușit atunci trei dintre noi să terminăm acea etapă din 85. Punem punct ai știrilor din sport. Numai bine. Mulțumim foarte mult, Gabi. Numai de bine urmează la Antena 3. Aflăm ce ne-au pregătit colegele noastre pentru astăzi.